Să-i pomenească Domnul Dumnezeu. Într-un
slujba specială, numită Teteu, adică pe tine Dumnezeu le teleudăm, dedicată făuritorilor unirii principatelor române, Moldova și țara românească, act împlinit cu multe jertfe în anul 1859 și anume în zilele de 5, respectiv 24 ianuarie. De câțiva aici la Focșan, vă aduceți aminte că anunțam în Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Piața Unirii că viitoarea catedrală a orașului Focșan va căpăta și această semnificație legată de Unirea Principatelor, fiind numită Catedrala Unirii. Un sfânt lăcaș în care sunt așteptați toți cei cu inima română, cum am cântat în urmare, ca să-i pomenească și să se roage la Sfânta Liturghie pentru sufletele celor care s-au jertfit și s-au dăruit pe ei înșiși pentru primirea acestui deziderat de teacuri al poporului român. Ceea ce s-a împlinit în 1859 se știe că a fost doar încununarea mai multor lupte pe care poporul român le-a dus de-a lungul teacurilor, chiar dacă din pricina vicisitudinilor vremii a trebuit să trăiască separat în provincii precum țara românească, Moldova și Transilvania. La împlinirea acestui act au contribuit adevărați români, bărbați, credincioși și curajoși din toate categoriile sociale, sub îndrumarea și oblăduirea și purtarea de grijă a Bisericii. Atunci când s-a evit contextul internațional favorabil, prin propria lui Dumnezeu, românii au avut înțelepciune să se unească unii cu alții și să-și pună în aplicare visul de mai multe deacuri, pe care îl anunțase încă din 1600 voivodul Mihai Viteazul al Țării Românești. Secolul al XIX-lea însă a fost timpul împlinirii noastre ca popor, ca popor vrednic să pună bazele unui stat român modern. Și aici au adus contribuția reprezentanții privatei pașoptiste, cum se știe, în frunte cu colonelul Alexandru Ioan Cuza și alți luptători pentru idealurile sfinte al unui popor, dreptate, unitate, frățietate, pentru credință și neam. Și iată că după ce s-au petrecut mai multe evenimente în care românii din Moldova și din țara românească și-au putut exprima dorința și voința de a trăi împreună uniți în granițele unui stat, a binecuvântat Dumnezeu ca la Iași, în 5 ianuarie, adunarea electivă sub președinția mitropolitului Sofronie Niclescu să-l aleagă domnitor al viitoarei Țări Unite și care avea să dobândească numele de România, Alexandru Ioan Cuza. Această alegere așteptată de mulți a fost salutată cu bucurie și speranță și la București. Iar acolo cel care avea să insufle deputaților din adunarea electivă gândul de a alege pe același om și în țara românească a fost
Sailă al țării românești. Spuneam într-un alt context că de obicei, la această zi de sărbătoare, istoricii, dar toți cunoscătorii evenimentului de la 1859, pomenesc de toate evenimentele care s-au întâmplat pe plan internațional și național, dar s-a trecut și se trece sub tăcere contribuția Bisericii Ortodoxe Române, pe care Mihai Eminescu, poetul nostru național, a numit-o Maica Spirituală Duhovnicească a poporului român. De aceea, dragii mei, pentru că ne aflăm în biserică, în această catedrală, uniți în cuget și în simțit, cler și popor precredincios, ne-am rugat la Sfânta Liturghie pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, făuritorii unirii de la 1859. Dar totodată trebuie să ne aducem aminte de cei care au inspirat, de cei care au insuflat curaj și credință acelor adevărați bărbați de stat care s-au ostenit și Dumnezeu le-a ajutat ca să ducă la bun sfârșit un ideal plăvit de dreapta. Așa se face că a trebuit să aducem aminte aici de numele Mitropoliților Moldovei și Țării Românești, de Episcopul Filotei al Buzău, care data de 6 februarie, după ce mai întâi Alexandru Ioan Cuza a fost găzduit și primit cu flori și bucurie aici la Focșani, avea să fie întâmpinat și în Palatul Episcopal de la Buzău, un lucru pe care doar cei din eparhia noastră îl cunosc. Ceea ce înseamnă că orașul în care frățile voastre trăiți, care odinioară până la 5 februarie 1859 era împărțit în Focșanii Moldovei și Focșanii Munteni, în momentul în care Alexandru Ioan Cuza i-a chemat pe cei doi străjeri de la Putare să se îmbrățișeze și a dat poruncă că se va desfința granița între cele două țări, de atunci, capitala județului Vrancea, Focșani, a căpătat această conotație deosebită de oraș al unirii românilor din Moldova și țara românească. Nu întâmplător, în Hora Unirii sunt invitați și erau invitați atunci la Milcov ca să-l stece cu o sorbire, să-l facă să dispară ca linie de demarcație între cele două provincii românești. Acestea exprimând dorința românilor de a trăi în pace, uniți în credință și în iubire de Dumnezeu și de neam, ca un popor binecuvântat de Dumnezeu în granițele aceleiași țări. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunile tuturor strămoșilor noștri care au tânjit spre trăirea acelui moment semnificativ și deosebit de important pe care noi îl amintim și îl omagiem, iată, în această zi de sfântă sărbătoare. Însă ceea ce trebuie să învățăm din lecția pe care ne-au oferit-o înaintașii noștri este dorința de a rămâne uniți, cum spuneam, în dreapta credință strămoșească și în iubirea de patrie și de neamă. Nu este suficient, dragii mei, doar să evocăm momentele importante din istoria poporului român, ci să ne străduim să apărăm moștenirea pe care ne-au încredințat-o moșii și strămoșii noștri.
să-i pomenim în rugăciune cu convingere, cu sinceritate și cu recunoștință pentru ceea ce au făcut pentru poporul român și să ne străduim să lăsăm această moștenire copiilor și nepoților noștri neafterată și neștepită. Pentru că ar fi cea mai mare lipsă de recunoștință față de ei dacă nu ne gândim